Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Șeful fals l-a păcălit pe angajatul adevărat să facă niște plăți cât se poate de reale de 34 de milioane de dolari. Pleacă-mă de aici. Serios. Idei de afaceri, da? 34 de milioane de dolari s-a întâmplat zilele trecute în Hong Kong. Poliția din Hong Kong a explicat că escrocii au folosit niște filmări disponibile public pentru a recrea digital fiecare individ. Pe TikTok, dacă mai dăm două minute că să mai vorbim despre asta. Ce patru, îți dau patru. Îmi dai patru minute. Da, patru minute. Fiți atenți. Pe TikTok, de exemplu, sunt zilele astea, am văzut două reclame în care vocile sunt făcute fake, sunt voci de inteligență artificială. Una dintre ele aparține unui coleg de-al nostru, Alex Grecu. Uh-huh. Cealaltă voce este a unui fost coleg de-al nostru care pune voci în foarte multe reclame, ca și Alex Grecu, de altfel Ciprian Ioan Alchimar. Da. Uh-huh. Și cu vocile respective se promovează niște produse, niște chinezării, habar n-am ce. Dar sunt vocile lor, sigur, dacă asculți atent... Au luat două voci bune, pe care da, probabil random. Dacă asculți atent, îți dai seama că sunt fake-uri. Pentru că niciunul dintre cei doi n-ar spune rezolvă toate problemele DVS. Pentru că programul chinezesc, care transformă textul în vorbire, nu știe deocamdată abrevierea dumneavoastră și zice DVS. Dar asta este viitorul. Trebuie cumva reglementată problema asta, trebuie stabilite niște norme legale pentru astfel de producții și trebuie să fim foarte atenți. Mai ales în campaniile electorale o să apară o grămadă de porcării. Revenind, ca să închei și cu știrea asta din Hong Kong, angajatul acesta, probabil de la contabilitate, a primit un mesaj de la cineva care părea a fi directorul financiar al companiei, cu sediul în Marea Britanie, prin care îi se cerea să facă o tranzacție. Și omul a refuzat, a zis că nu înțelege ce-i cu mesajul ăsta, așa că a fost invitat la o videoconferință, unde i-a văzut pe directorul financiar al companiei și alți angajați prezenți, și i-au spus ce să facă și, bă, dacă te-a sunat șeful pe videoconferință și zice fă transferul, asta e. A respectat instrucțiunile date în timpul întâlnirii, a transferat aproximativ 34 de milioane de dolari în 5 conturi bancare, în 15 tranzacții. Poftim. O idee foarte bună. Bombă. Luca și-a luat notițe. Da. Tu cunoști o grămadă de oameni. Da, am văzut... Am văzut și eu niște deepfake-uri de-astea. Am văzut o reclamă la ceva, să cumpere acțiuni la o societate de gaze am sau văzut ceva. Pe Borcea. Țiriac, Borcea, Alexandra Stoicescu, nu? Fake, deepfake, încercând să-ți vândă astfel de... Da, eu am fost convins că el. Adică, poftim. Serios, adică pe mine chiar m-a părut. Cine, Ion Țiriac? În primă fază. Nu, aia cu Borcea. A. Să cumpere acțiuni la nu știu ce, Transgaz sau nu mai știu ce da, era. Umbla pe YouTube. Aha. Și vezi că sunt anumite platforme unde noi ne-am obișnuit să consumăm acolo conținut și să fie un loc safe în mintea noastră. Adică nu m-aș fi așteptat să fie găzduit de YouTube un asemenea clip, știi? Uh-huh. Că ei, uite, reușesc să păcălească, n-a fost foarte mult timp. Deci bănuiesc că există niște filtre care până la urmă depistează astfel de reclame de fake și le scot. Altul. Dar știi, e ca și cum, nu știu, asculți Europa FM și auzi la Europa FM o astfel de reclamă într-o zi, nu? Și nu te-ai aștepta, adică e... nu zine să... oi de bună. Să nu dăm idei. Asta zic. Păi n-ai de unde să știi. Poate apar știri Republica Fantastică România, ți-au vocea. Da. Și apar tot soiul de chestii bune. Așa și pe internet, știi că suntem obișnuiți, dacă navigăm pe site-uri, apar fel de fel de tâmpenii și știi cum merg lucrurile și te aștept să le vii, sau pe mail, dacă primești anunțuri de alea de angajare sau de la diverse bănci care îți cer pinul și nu știu ce. Uh-huh. Dar sunt și zone unde, nu știu, nu vezi venind. Și atunci e mult mai ușor să te păcălească un astfel de deepfake, că o să fie interesant de gestionat situația asta în viitor. Gata, știu ce fac. O să fac un deepfake de-asta când am puțin timp, cu vocea lui Luca, anunțând transferul lui Neymar la Rapid. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.